Salutare, prieteni! Ninge din nou. Avem un peisaj minunat în jurul nostru. Deși speram să vină primăvara, ne-am reamintit că suntem abia la începutul februarie. Mie zăpada nu-mi place foarte mult, pentru că zăpada înseamnă doar muncă. Muncă în plus. Și la țară muncă avem destulă. E dimineață. Și așteptăm cu nerăbdare fătările. Însă fătările întârzie. Și încep să cred că caprele mele nu vor mai făta primăvara asta. Haideți totuși să vedem. Fiecare dimineață vin la ele și în fiecare dimineață mă gândesc că poate astăzi găsesc una fătată. Bruno, tot așa. Cum ai crescut, dar singur eu. Am băgat ultimii doi baloți mari înăuntru. Și curioasele astea în fiecare dimineață se uită după noi. Primul lucru înainte de a face orice, mă uit la burțile lor. Tot așa. Tot așteptăm. Ne tot pregătim. Pesteluța am legat-o pentru că le prea bate pe astealte. Prea mult își dorește să fie șefa și să comande. Așa că dumnea ei e legată lângă adăpătoare. Ajunge și la sare. Mănâncă și din iesle, are tot ce-i trebuie. Mai puțin, că nu mai poate să le alerge pe astea prin tot adăpostul. Încă aștept ca Doina și Cuțu să fete primele. Și, cum vă ziceam și în alt video, datorită faptului că nu am putut să notez cu exactitate data în care s-au montat. Uite că așteptăm și tot așteptăm. Deși am băgat țapul între ele destul de devreme, încă mai avem de așteptat. Hai, Doina, hai să te bag. Miruna cred că s-a întors la un moment dat, pentru că nu-i prea plină, nu pare să fie plină, dar am dat-o din nou la muntă, după cum știți cei care îmi urmăriți evoluția cu caprele, și sperăm că de data asta să se monteze, să fie montată, pardon. Ia uitați ce ugerul frumos are Pipi. Să vedem dacă reușim să-l și filmăm. Ha, Pipi, haide. Haide, 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 haide. Da. Așteptare. Nerăbdare. Astea două sunt cele mai pline. Și astea două sigur sunt gestante. Fifi iarăși. Despre Steluța și Miruna încă mai așteptăm să vedem. Măriuca e foarte bucuroasă. Nu-i voi. Cere de mâncare.
Și așteaptă primăvara să iar să l-a păscut. Haideți să vedem și porcii. Porcii sunt bine. Așteptăm să vedem porcica asta cum se îngroașă. Fiecare în colțul lui, eduțele acolo, caprele aici, Bruno are și el făina lui, Motanu, tu ce vrei? Ce vrei, mamă? Da, cum ziceam, mai am doar ăștia doi baloți mari de fân, am acolo niște otavă. Un pic mai multă ca anul trecut. Și mai am baloți, vreo 100 de baloți mici, care cred că nutreți o să-mi ajungă iarna asta, fânul. Și porci au primit de mâncare. Apele le-am deschis din nou și la capre și la țap. Aseară am lăsat să picure aici furtunul ăsta. Hai să vedem dacă a înghețat. Dacă a înghețat adăpătoarea asta de porci. E bine, cred că la noapte sectorul ăsta va fi întrerupt de acolo ca să evit vreo 4 zile să nu îngheți adăpătoarea aia de la porci, că apoi am de lucru. Oameni buni, asta e treaba la țară, în alți ani am putut să estimez mai cu precizie momentul fătării, anul ăsta e un an atipic și datorită țapului și datorită faptului că n-am stat să le pânghesc mai mult când s-au montat, dar nu e o problemă. Am văzut că la alții au început fătările deja de mult. Viața la țară e ciclică, e etape. Avem luni mai plictisitoare, dar vine primăvara în curând și o să fim plini de iezi. Aici peste tot o să fie verdeață și așteptăm cu mare, mare emoție acele zile. Ăsta a fost video de astăzi. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii, spuneți-mi dacă la voi o făta caprele, spuneți-mi cum vi se pare peisajul ăsta de iarnă și vă salut și ne vedem data viitoare!